L-am bătut. Am înțeles. Ok. I-am făcut schemă. 12 seconds later. Oho, s-a dat disconnect. Salutare, salutare vărășanilor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un episod din seria voastră preferată de Bad Words. Dar înainte de a începe acest episod, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ți-ai apăsat butonul de like. Bineînțeles, dacă mă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri, e bine vărășanilor, am văzut că ați apreciat foarte, foarte mult episodul anterior. Așa că astăzi am decis să revin în forță cu unul nou. Bineînțeles că și de această dată mă aflu pe serverul Hypixel, serverul nostru de suflet, ca de altfel. Vă dați seama, aici avem parte de foarte multe rage-uri, trebuie să fie serverul sufletului nostru. Și acum off camera, out of character, n-am nimic cu el, sper să moară în chinuri. Glumesc, vreșanilor. Bun, hai să ne luăm aici rapid niște lână și cred că o să-mi strâng pentru armură. O să mă duc către adversar, dacă nu cumva o să vină el către mine primul, că de obicei trebuie să aștept puțin până se stachează. Ok, hai să vedem. Mergem rapid către ei și vedem ce vom reuși să facem. Sper să se vadă ok și pe filmare, să nu fie răguț sau chestii de genul. După cum ați observat, am început să postez câte două clipuri pe zi. Încerc pe cât pot și uneori îmi iese, uneori... Ce m-a speriat, frate. Asta se duce către mera. Ok, hai să ne mai distrug. Hai. Nice. Acum îl batem. Aolo, nu spun... Săracu copilaș, nu mai zic nimic. Aolo, am înțeles, săracu și-a luat mare daună, cred că la viață. Ok. Păi mersi frumos că, mamă, se distrug paturile în prostie, ești nebun? Lol. Acolo e ala de la Red. Am un diamant doar. Ar trebui să mă duc și către Midvereșanilor, pentru că o să mă ajute foarte mult treaba asta. Cu textura asta nu prea poți juca, din păcate, asta e un mic dezavantaj. Nu știu de ce nu mai pot juca. Adică pur și simplu ori sensibilitatea prea mare, ori habar n-am. Hai să vedem de ce rapid. Ok, perfect. Acum chiar dacă o să pierd, chiar dacă o să câștig, nu-i problemă. Eu o să încerc să dau tot ce am mai bun. Ca să pot să realizez un meci frumos. Bun, o să-mi iau un prim plan armură. Perfect. O să-mi iau armură de iron. Și o să-mi iau un TNT. O sabie de stone. Blocuri foarte multe de altfel. Și cam asta e mare parte. Ok. Aici mai avem ceva, le punem aici pentru că nu mai avem nevoie. Și mergem către mid, vereșanilor. Deși ar trebui să mă duc către diamante, dar mă duc către mid. Sper să nu vină între timp cineva să-mi dea raj. Ar fi chiar nasol bun. Hai că știu și eu să construiesc dacă e, nu-i problemă. Am avut delay, vereșanilor. Am avut delay mare. Oare să-mi creez și eu ceva drum? Mamă, m-am bugit în bloc. Ok, bă, frate. Așa, în caz de vine către mine cineva, să mă duc. Ok, și ne ducem către emeralde. Bun, dacă n-au fost luate deja, bineînțeles. Uite că aparent nu au fost luate. Avem două bombe. Vreau să-mi iau neapărat armură. Deci, neapărat armură vreau să-mi iau. What? Ce s-a auzit? Deci armură de diamond țin foarte, foarte mult să-mi iau. Și după care mai vedem. Văd că nu mai sunt atât de multe echipe. Ok. Și sper din inimă să nu vină în middle-a, pentru că nu am o armură foarte, foarte... Ok. Trebuie să găsesc... Să-mi găsesc baza. Să găsesc niște apă, eventual, în care să unde să mă arunc. Ok. Și să mă duc să-mi iau... Să-mi pun armură, nu? E ceva normal. Acum văd că... Mamă, cum ar fi... deci eu sunt lângă... nu sunt lângă acu. Sau relativ aproape. Nu, cred că îmi confund. Confund, nu. Nu cred. Nu cred că venea să-mi distrugă patul până la urmă, nu? Mamă, textura asta e puțin cam ciudățică. Bun, să-mi iau și o sabie, să-mi iau și armură. Ok. Vedeți cât de frumos m-a stacat vereșanilor. Fireball și blocuri mai trebuie neapărat. Deci blocuri, fireball, blocuri iarăși. Bun, uite aici câte blocuri avem. Să fie, nu de alta. Opa. Săracu, s-a dus el. A încercat, măcar a încercat. Respect pentru faptul că a încercat. Adică e de apreciat, nu? Toți putem încerca, putem
Avem dreptul la încercare, păcat că nu ne iese întotdeauna. Deci acolo îți este baza, prietene. Hai că te aștept. Să ne deștept. Mă bate, că eu nu știu să prind combo-uri. Mamă, deci, mamă, greu, frate. Ai, distruge pa, îi distruge, lol, îi distruge patul, cred. Nice. Și acum îl poate și bate. Poate îl și bate. Trebuie neapărat să-mi pun enchanturi, pentru că nu mai pot prinde comburi. L-a bătut, oare? Mamă, doar eu m-am pat momentan. Ok. Să bag ghepa rapid, pentru că... Păi și ce s-a întâmplat? Nu spune că ăsta vine către mine. Păi mă dă, măcar să mă să-l bat pe unul dintre ei. Nu? O, lui lasă să se bată pe ei. Bă, ăsta e retardat. Uite, frate, ce retardat, copil retardat. Ulu. Bă, frate, ăsta e retardat rău. Să vii... Mamă, deci nu mai pot cu ăștia, ești nebun. Mamă, cum a scăpat, lol. Și acum arantă, na. E retardat rău, frate. De ce faci asta? Să-mi pun rapid și protection 1. Mi-a distrus patul. Mare greșeală a făcut că mi-a distrus patul. Adică... Cred... El nu vede că... Ia să vedem. Cum să facem noi, Vereșanilor, atunci? Că, deci suntem trei persoane care nu au pat. În momentul de față. Și el îmi iese să nu mă bată. Și sper să nu, mie să nu stea la pândă, gen. Să-și fi luat poțiune de aia de invizibilitate. Să dăm așa cu click un caz de... Să dăm prefire. Nu știu exact unde o fi... Unde sunt băieții. Ideea e că eu am armura, am tot ce trebuie. Am și sharpness pe sabia de stone, pe de iron. Eram sigur că zic de stone. Păi și ok, dar băieții... Unde ar fi? Unde sunt ăștia, fratele meu? Deci, pun, pariu că asta stă... Ăla stă Ken Vereșanilor. Nu știu de ce presimt acest lucru. Aoleu, mi-e frică, frate, mi-e frică, mă jur că mi-e frică. 5. Ok, să pot să... cu timp, ok. Mamă, cu green am rămas. Și green unde o fi, oare? Bun, să pun rapid protection 2. Să iau rapid fireball și gheppel. Să bag rapid gheppel în caz de... Poate veni din orice preaj. Multe, îl văd. L-am bătut. Am înțeles. Am înțeles. E clară treaba. S-a jucat frumos și cu băiatul ăsta. Nu mai zic. Deci, cred că asta a fost cel mai easy win. Bun, vereșanilor, hai că am revenit și cu cel de-al doilea meci. Chiar dacă o să-l pierd, chiar dacă o să-l câștig, o să rămână tot meciul ăsta. Pentru că, efectiv, încerc să filmez al doilea meci de mai bine de... Cred că o oră, ceva genul ăsta și pur și simplu nu ai cum, frate, cu așa. Toată lumea o dă pe tryhardeală, ești nebun la cap, toată lumea dă raj, mamă. Mă bucur oricum că joc din nou pe arta asta, pentru că n-am mai jucat de ceva timp. Și hai să vedem ce vom reuși să facem în meciul ăsta. Aș fi foarte entuziasmat. Cred că mai bine rămân eu, sincer, la Bedwars-ul cu Vereșanii pe non-premium, pentru că acolo e mult mai ok. Și mergem către grei să mai luăm niște... De fapt, nici nu știu dacă se farmează resurse. Aia e problema destul de mare, dar mergem către grei, nu-i problemă. Harta asta este puțin ciudățică, nu știu mie, așa mi se pare cel puțin. Este așa cu temă de Halloween, habar n-am. Și acum să reintre la de la grei să-mi dea o mare castană, speak in void. Cum ar fi? A, uite că se farmează itemul. Că pe serverele non-premium știți pe bine că nu se farmează. Bun, și atunci o să-mi iau armură, așa ca de început, perfect. O să-mi iau, uite, o sabie, multe blocuri, ok. Și mergem către pink. Hai să mergem către pink. Bun, pink momentan are pat, ok. Văd că încep să distrugă paturi și eu încercam să... Și am vrut să mă bat cu cel de la grey, dar dacă el a dat disconnect, nu mai zic nimic.
No, bun, hai să vedem. Ah, ok. Uite aici niște diamante. 4 diamante. Cred că aș putea. Da, nu merită. Văd că la 6 pe 4 s-ar putea să mă vadă. Sper să nu mă vadă. Armura oricum. Am sabia, am decentă. Băiatul ăla cam rămas în urmă, după cum bine ați putut observa. Hai să mergem către el. Clară treaba. A picat în voi, dar am înțeles. Clară treaba și cu băiatul. Salut! Uite, frate, m-a bucuit. Măcar să-i distrug patul. Mamă, dacă îl băteam pe ăsta, era numărul 1, frate, dar eram prea low, efectiv, erau foarte, foarte slabe șansele să-l bat, dar măcar, oricum, i-am distrus patul, adică e bine. Acum să nu vină altcineva să-mi distrugă patul. Că ar fi super nasol să-mi iau și un fireball pentru că m-a ajutat destul de mult. L-am bătut bine pe băiatul ăla. Dar ideea e că nu prea pot prinde combo-uri, asta e o problemă destul de mare la mine. Ceea ce mă dezavantajează puțin cam mult. O să arăt că bag gheppelul. Mamă. Ce Dumnezeu. Opa. Uite, frate. Uite, logica Minecraft-ului. Hai că, da, ne mai jucăm Minecraft dacă e. Perfect. Nice, am eliminat și echipa Pink, super tare. Mai avem încă de eliminat. Mama, ar fi foarte tare dacă o să reușesc să câștig acest meci. Aș fi mai mult decât mulțumit. Trebuie să-l bat din prima, frate, adică... Am avut și armură și sabie mai bună ca el. Ok, o să-mi pun protection-ul, nu? Și vedem pe ce echipă mergem. Am două ghepăluri super, super tare. Aș putea să mă duc către mid, sincer. Dar cred că mai sunt persoane care sunt deja venite în mid și au luat resursele. Aia se mai întâmplă. Mamă, chiar aș fi foarte entuziasmat dacă aș reuși să câștig. Dacă nu, asta e, vereșanilor, se mai întâmplă. Un opat a fost distrus. Păi până își distrug ei paturile, eu aș putea să iau emeraldele din mid. Să nu pic în voi, bineînțeles, pentru că dacă o să pic în voi, o să fie nasol. Bine, cred că știu pe de rost arta asta, în așa fel încât să nu pic în voi, doar în momentul că... Am înțeles, s-a jucat. S-a jucat frumos. tocmai când spunea că mă descurc, ok, nu mai zic nimic. Dar nu știu exact unde o fi băiatul, aia e problema. În fine, mergem, mă duc să-mi iau rapid armură de diamond. Mamă, să nu pic în voi, doar atâta, că dacă pic în voi, s-a dus totul pe apa sâmbetei, bun. Și, deci era de la Green, mi-a distrus patul. Da, era de la Green, și mai sunt doar eu cu încă unul. Încă unul de la Aqua, care are pat, are tot ce trebuie. Bun, hai să iau Gepel, pac, Gepel, pac. Mă duc să mai fac rost de niște emeralde, vereșanilor, și mă duc cu perla la el, că na... Mamă, e lăguț. Și acum să mă fi teleportat în void, din cauza lagului. A picat... A dat disconnect? LOL, nu te cred. Păi asta înseamnă că dacă a dat disconnect, eu ar trebui să câștig, nu? What? Pe bune, așa minune? Mă, păi hai să mă grăbesc, frate, dar nu cred. A intrat înapoi. A intrat, frate, înapoi. Reconnected. Dar cred că are edita mai bază, băiatul ăla. Ok, am 6. Ce spune? Să-mi iau și sabie de diamond, oare? Ma da, reconnect, băiatul, ești bun, dar după nu mi-am dau seama că e bun. Ok, atunci o să-mi iau o sabie și o perlă, frate. Deci o sabie și o perlă. Neapărat. O sabie de diamond, bineînțeles. Super tare. Nebun. Să vedem. Ne ducem rapid să ne luăm resurse. Poate ne mai face roșii de niște TNT-uri. Să punem cât mai multe TNT-uri pe baza lui. Din păcate nu prea am sharpness 6 să mă ajute. Greuț. Ok, deci am zis că-mi iau așa. Sabie de diamond și o perlă. Perfect. Un gheppăl.
Dacă ăsta mă bate, eu îmi dau kit la viață. Na, era imposibil, frate, să mă bată ăsta. Mamă, s-a încumetat să vină către mine, vă dați seama, Vereșanilor, ce băiat. Finuț vorba vine. Bun. Fireball, mamă, păi fiți atenți ce fac ăstea. Că tot va decis să vină către mine. Mamă, băi, prietene. Mamă, ăsta nu se lasă până nu mă bate, ești nebun? Wow, ce rasă picio. Mamă, ce combo mi-a prins băiatul. Bă, băiatule, stai cu minte. Uite, ești tu. Dar n-are armură. Mamă, n-are armură bună. Și eu sunt foarte prost pentru că las. Îi dau avantaj. Efectiv, îi dau avantaj. Dar acum aș putea să-i fac mare schemă. Să-l aștept. Să vină către mine. Nu știu unde e baza lui acolo. Ok. Deci asta e baza lui. Ok. I-am făcut schemă. Schemață. Oh, și-a dat disconnect. GG, Veresanilor. Asta a fost o victorie pe merit. Asta a fost o victorie pe merit. Am făcut și 4 kill-uri. Destul de ok. Na, cam asta a fost episodul Veresanilor. Mamă, ce frumos a fost. Ce frumos a fost tot. Mamă, lol. Nu vine să cred, frate, că am reușit să fac o așa victorie. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Andrei și, desigur, ne vom auzi data viitoare. Pa, pa!